Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi vorbim despre virus și microbi și despre plante indicate pentru combaterea acestora. Alături de mine în studio a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialistă în terapia cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Suntem în sezonul virusilor și microbilor acum, așa că am zis că haideți să vorbim puțin și despre plantele care ar fi indicate pentru combaterea lor și evident să facem o trecere în revistă a ce înseamnă și evident cum să-i combatem. Da. Între infecțiile virale și infecțiile bacteriene există multe asemănări, mai ales în privința simptomelor, dar între virus și bacterii există mari, mari deosebiri, atât ca dimensiune, cât și ca mod de înmulțire, durată a vieții, modul cum rezistă la atac. Dacă ne gândim că bacteriile sunt microorganisme vii de sine stătătoare, ele au membrană celulozică tare, rezistentă, au membrană subțire elastică care înconjură citoplasma și au material viral și ADN și ARN. Ca atare, ele pot sintetiza și proteine, deci de aceea se consideră organisme de sine stătătoare. În schimb, virusii n-au nici membrană, nici citoplasmă, ei au doar genomul viral, care este format fie din ADN, fie din ARN. Deci, ca atare, nu sunt organisme de sine stătătoare. Dacă ne gândim la reproducere, bacteriile se reproduc singure. Ele sunt microorganisme vii intercelulare, deci între celule se găsesc, se divide bacteria, fiecare jumătate își reface jumătatea pierdută. Și ca atare, procesul merge înainte. Și bacteria parcurge câteva faze, faza latentă, o fază când se înmulțește exponențial, o fază staționară, faza de declin. De aceea și bacteria poate rezista în stare latentă, se poate mulți foarte tare, dar are și faza de declin. În schimb, virusii nu se pot înmulți singuri pentru că ei nu sunt organisme de sine stătătoare, pentru că ei n-au nici material genetic complex, nu pot nici sintetiza proteine. Ca atare, ei au acel genom viral. Ca să se înmulțească, trebuie să-și găsească o gazdă. Ei de multe ori trăiesc în fază latentă și 10, chiar și 100 de ani, până va găsi celula aia de care are nevoie. Când o găsește, se atașează de celulă, pătrunde în interiorul celulei și reprogramează din punct de vedere genetic celula respectivă. Ca atare, celula va produce în continuare copii ale virusului. Iar atunci când celula care produce copii se va dezintegra, se vor împrăștia copiile peste tot și ca atare e un mijloc de înmulțire. Din alt punct de vedere, bacteriile, în general, mai mult de 90% sunt folositoare. Știți că am vorbit de bacteriile care formează microflora intestinală, chiar în cavitatea bucală, peste tot, la nivelul tuturor mucoaselor, se află bacterii bune. Apoi, dacă ne gândim în natură, cine face acrirea laptelui, iaurturile, toate speciile pe care, adică produsele care se consumă de lapte, sunt fabricate pe bază de bacterii. Muratul verzei, acrirea fructelor, legumelor, deci toate sunt foarte multe bacterii bune, folositoare. Bun înțeles că la celălalt pol există și, într-adevăr, foarte puține, dar există și bacterii foarte rele. Am vorbit de salmonella și sigela care produce toxic infecțiile alimentare. Am vorbit de E. coli care produce infecțiile urinare și sunt multe, multe bacterii care produc boli. Staphylococcus aureus e o bacterie care produce acea hidrosadenită sau ca un fel de furuncule. Meningita, care e așa de gravă, e produsă tot de o bacterie. Dar sunt așa, dar oricum, vorbind, mai mult de 90% sunt bune. În schimb, virusii sunt răi. Răi, majoritatea sunt răi. Singurul lor scop în viață, știți care este?
să se înmulțească, să-și asigure supraviețuirea. Acum se vorbește în ultimul timp că bacteriile ar fi mai deștepte și că bacteriile ar colabora între ele pentru asigurarea supraviețuirii. Știți unde sunt cele mai deștepte bacterii? La spital. Alea sunt cele mai bine informate. Ce frumos v-ați exprimat! Ce frumos ați împachetat! Vedeți că nu întâmplător, când intrăm în spital, ne punem masca. Deci există o protecție, dar și masca, dacă ați observat, trebuie să știm cum să o punem. Pentru că dacă o punem invers, n-am făcut nimic. Și are și un suport care trebuie să-l punem în partea de sus ca să ne poate asigura protecția. Dacă nu o punem bine, multă lume o pune așa întâmplător cum vine. Așa, cum combatem virusul și cum combatem bacteriile? Știm că descoperirea antibioticilor a fost o mare revoluție. Antibioticele sunt o alternativă doar pentru bacterii, dar și folosirea antibioticilor foarte mult, vedeți că a dus la rezistență. Dar pentru virus, antibioticele n-au niciun efect, încă mai rău. Deci singura modalitate care o putem face noi, ne putem apăra de virus, dar chiar și de bacterii, ar fi să ne întărim imunitatea. În general, microbii acționează pe un organism cu imunitate slabă. Și noi vom vorbea astăzi cum ne putem întări imunitatea cu plante. Iar dacă, să zicem, noi nu ne-am întărit suficient de mult imunitatea sau tot ne-a atacat bacteriile, atunci antibioticele sunt o alternativă. Dar pentru virus, care e alternativa? Doar vaccinările. Atunci când organismul nostru vine în contact cu un virus, el își formează anticorpi care vor lupta când la o nouă întâlnire cu virusul respectiv. Pe acest proces se bazează și vaccinarea. Deci vaccinarea care, despre care tot se vorbește la ora actuală, unii sunt de acord, alții nu, nu este altceva decât introducerea unui virus în stare latentă sau inactivă în organism. Acest virus va produce formarea de anticorpi și atunci dacă se va produce îmbolnăvirea, adică va intra în organism într-adevăr un virus activ, atunci corpul nostru va avea anticorpi. Deci ca atare ne dăm foarte bine seama că vaccinarea este de mare importanță, vaccinarea e soluția sigură. Vedeți, de multe ori ne vaccinăm în copilărie și vaccinul durează toată viața. Alte ori e atât de viclean acel virus, încât se modifică genetic și atunci trebuie în fiecare an, cum e virusul gripal. Oricum se spune că se modifică de la an la an. Da, da, dar de exemplu, vedeți, virusul variolei s-a eradicat pentru totdeauna, ne vaccinăm odată, așa. Acum, virus... sunt chiar periculoși. Unii virus la ora actuală, vedeți că am vorbit într-o oră odată de virusul herpes simplex, Ebola și acum coronavirusul, ce să mai zicem, că deja din epidemie tinde să devină pandemie. Așa că virusii sunt foarte periculoși. Deci vaccinările acolo unde se poate, că pentru unii virus încă nici nu există vaccin. Este foarte greu în momentul în care ești într-o comunitate și trăiești într-o zonă destul de aglomerată să te ferești de virus. Da. În cel mai bun caz poți să faci forme ușoare dacă ai o imunitate bună și dacă respecti regulile elementare de igienă. Da. Până la urmă. Acum, noi tot vorbim de plante și dacă vorbim de plante, Trebui să și te facem o trecere exact, în revistă deja despre plante. Exact. Ar trebui să ne dezvoltăm imunitatea înainte de a apare virusul gripei, înainte de a apare aceste viroze, aceste îmbolnăviri. Și ne putem întări imunitatea cu o serie de plante, mâncând fructe, legume, având un stil de viață corect. Dintre plante, m-am gândit să aduc astăzi în atenție mult discutata salcie, pentru că am văzut
făcut niște cercetări în urma cărora o dă salcea și ca alternativă la niște medicamente care se folosesc astăzi chiar în cantitate foarte mare. Salcea se remarcă în primul rând prin caracterul său antiinflamator. Vindecă inflamațiile nu numai la nivelul gâtului, când e vorba de viroze, când e vorba de tot felul de răceli, dar și în interiorul corpului, la nivelul articulațiilor, la nivel pulmonar, la nivelul vaselor de sânge. Are un caracter antialgic, deci reduce durerea. Reduce durerile de cap, durerile articulare, durerile musculare, durerile osoase care sunt caracteristice virozelor, gripelor. Este o plantă antifebrilă. Vedeți că gripa abundă din plin cu gripă. Deci salcea este o plantă antigripală. Deci ca atare poate să ajute. Anticoagulantă. În general, mulți medici cardiologi dau la multe persoane cu probleme circulatorii salcia, deci aspirina, să zice că normal din salcie fabricăm aspirina naturală, iar aspirina sintetică este o copie a aspirinei naturale. Deci acea aspirină care este măsurată, bineînțeles, unii o iau toată viața și de multe ori ne gândim că ori este bine, ori nu este bine. Și chiar cred că este foarte bine, pentru că este anticoagulantă salcia, deci dizolvă cheagurile, menține fluiditatea sângelui și ca atare va împiedica producerea uneori a coagulării la nivelul arterelor, deci a infarctului, coagulările la nivelul venelor, varicele. Dacă se face stresul, de exemplu, poate să producă oxidarea grăsimilor și atunci un caracter aterogenic care este defavorabil pentru circulație, pentru inimă, salcia poate să ajute. Iar în ultimul timp chiar s-a vorbit despre rolul salciei în calmarea pălinii nervoase, în depresii, în insomnii și dacă te gândești bine, dacă salcia subțiază sângele, asigură o circulație generală mai bună, circulație periferică mai bună, înseamnă că și celulele vor fi oxigenate și hrănite mai bine și este normal ca să putem dormi mai bine, să putem să trecem peste acele momente care ar produce sau care sunt deja provocatoare de depresii. Dacă ne uităm bine în toate combinațiile, adică nu, să nu zic toate că e prea exagerat, în majoritatea combinațiilor antigripare intră și salcia. Deci v-am spus că este extract din coajă de salcie. Acum, alte plante. De exemplu, salvia. Salvia este o plantă foarte bună în toate infecțiile gripale, virale, mai ales în cele care sunt însoțite de secreții. Salvia este și o plantă antifebrilă. Cimbrișorul conține timol care are rol de antibiotic natural. Este specific în general pentru problemele respiratorii, pentru cele renale. Cimbrișorul face parte din aceeași familie cu oreganul sau șovârvul de la noi, că și șovârvul, de fapt, origanul vulgare, de numirea științifică, de fapt, e un oregano. Numai că e oreganul care trăiește la noi, care nu e așa de puternic mirositor, nu e așa de puternic aromat, în schimb, este foarte bun. Ghimbirul. Știm de ghimbir. Ghimbirul este un antibiotic natural, în special pentru bacteriile care trăiesc la nivelul tubului digestiv și care produc toxinfecțiile alimentare, așa cum este salmonella, sigela, E. coli. Și ghimbirul împiedică balonarea abdominală, greața, voma, chiar și răul de călătorie, răul de graviditate, toate categoriile de rău, ghimbirul le calmează. Da, dacă ați amintit cimbrișorul, putem aminti și cimbrul. Știu că are multiple întrebuințări, nu doar
pe linie a aparatului respirator, ci și a celui digestiv. Da, sigur că Thymus vulgaris e cimbru de cultură, care îl folosim mai, foarte mult. Și pe care lumea îl mai are în grădină. L-are în grădină și, într-adevăr, e de mare importanță. Cimbrișorul e acel sălbatic, care îl să recoltăm din flora spontană, dar ambele conțin timol. Timolul e substanța caracteristică a plantei. Am înțeles, am insistat să-l amintim, da. Pentru că poate multe persoane l-au în grădină acasă. Da. Echinacea am vorbit destul, nu mai amintim așa, lichenul de piatră am vorbit, antibiotic natural. Antibiotic natural chiar la nivel pulmonar combate, adică ajută la, grăbește vindecarea pneumoniilor, a bolilor în general pulmonare. Mai putem să amintim lemnul dulce. Lemnul dulce stimulează, echilibrează sistemul imunitar. Chiar acționează pe timus pentru a-l stimula în producerea de celule imunitare, adică limfocite. Eucaliptul este unul esențial cu spectru larg. Și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre coriandru. În general, plantele carminative, coriandru, fenicul, mărar, anason, știm că conțin uleiuri esențiale care sunt antibiotice, mai ales pe cale digestivă. Foarte multe experimente s-au făcut asupra coriandrului. De ce? Ca să vadă dacă, într-adevăr, uleiul esențial de coriandru poate să acționeze ca antibiotic natural pe anumite bacterii. Și s-au făcut experimente cu multe bacterii, bun înțeles, cu concentrații diferite, și știți care a fost concluzia? Sunt 3 bacterii pe care efectiv coriandrul le combate. Este vorba de Salmonella, E. coli și Staphylococcus aureus. De Staphylococcus care aureus. Sunt foarte păcătoase. Da, care sunt bacterii frecvente care produc infecții. Deci, când vorbesc de coriandru, mă gândesc la ceaiul de coriandru, care știm că multă lume îl folosește așa, ca un ceai digestiv, care și foarte bine fac, dar este și ulei esențial de coriandru, care poate fi folosit sub formă de masaj, chiar de multe ori pentru copilași, în durerile abdominale, se poate face un ușor masaj pe burtică cu câteva două picături de ulei esențial de coriandru, dizolvat într-o ulei de calitate presat la rece. Sau sunt tratamente recomandate de medici specialiști pe cale bucală, pe cale internă, orală, deci una, trei picături dizolvate așa, fie pe zahăr, fie pe miere de albine, fie dizolvate în ulei, care se ia sub forma unui tratament. Deci sunt o serie de plante. Busuiocul, busuiocul de aici, dacă tot ați amintit de coriandru, și care sunt foarte întâlnite în, hai să zicem, în dieta mediteraneană. Exact. Busuiocul, rosmarinul. Și de ce să nu ne gândim și la alimente pe care le mâncăm și nici nu știm cât sunt de bune? La ceapă, la usturoi. Ceapa și usturoi care se spune că n-ar trebui să lipsească din meniul nostru. Exact. Conțin alicină, antibioticul natural. Ceapa pe care internă spune că e un antibiotic și un antiviral extraordinar. Dar zice că și, se spune că dacă am lăsat și ceapa la vedere, ar distruge și microbii din mediul înconjurător, ceea ce poate nu-i plăcut mirosul de ceapă, dar acum, ca să știm informația, este bine. Eu acum, pentru că este sezonul, mi-am făcut de 2 ori supă de usturoi. Da. Și este foarte bine și m-am simțit foarte bine. Bine, nici nu am probleme digestive, dar m-am simțit foarte bine după el. Și nici nu se simte acel miros. Deci usturoiul este fiert și nu degajă organismul un miros după. Știu, cel mai bine dacă reușim, adică mai puternic în acțiune, este în stare proaspătă. Gândiți-vă că usturoiul conține seleniu și germanium, care întăresc sistemul imunitar. Conține compuși ai sulfului. Știți că am vorbit toată despre sulf, cât e de important. Da. Intră în componența unor aminoacizi, cum este cisteina, cistina, glutationul, aminoacidul acela atât de important, metionina. Deci, intră în componența multor elemente esențiale pentru buna fiziologie a organismului nostru. Și mai sunt și altele. Menta?
o includem aici? Da, o putem include, menta la fel. În general, o recomandăm pentru infecțiile digestive, dar e foarte bună și pentru infecțiile respiratorii, pentru alte categorii de infecție. Deci, care plantă are caracter antiinflamator? În general, inflamația la nivelul întregului corp se poate produce și e antiinflamator pentru toate inflamațiile. De aceea, vedeți că unele plante are caracter antiinflamator pentru partea respiratorie, dar în același timp se poate folosi și pentru partea reumatică, pentru inflamația la nivelul articulațiilor. Da. Deci, în concluzie, microbii îi putem ține sub control. Dacă din timp ne întărim imunitatea, folosim plante, bineînțeles, alimente vegetale, folosim sucuri naturale, dar dacă totuși ne-au atacat, antibioticul ni-l recomandă medicul, nici de cum noi. Medicul ne recomandă antibioticul specific, iar dacă ne-am îmbolnăvit de virus, atunci la fel trebuie să acceptăm vaccinul așa cum ne-l recomandă medicii. Iar regulile elementare, să ne spălăm pe mâini, este foarte important, prin spălatul pe mâini se distrug mulți microbi. Să purtăm masca când este nevoie, vedeți că acum este parcă la modă, să avem grijă să spălăm bine fructele și legumele, deci niște reguli obișnuite pe care le știm, dar de multe ori nu le respectăm. Și în concluzie, ne vom asigura o protecție în limita în care vom putea. Și când ajungem la medic să ne pună diagnosticul sau să ne dea un tratament în cazul în care suntem foarte bolnavi și trebuie să ne dea un tratament ca de intervenție, cum s-ar spune, să folosim plantele care le-ați amintit dumneavoastră. Deci noi ne întărim imunitatea, deci protecția, când suntem bolnavi, medicul este același care ne stabilește dacă avem viroză, dacă avem bacterioză, medicul ne stabilește diagnosticul, medicul ne recomandă antibioticul dacă este vorba. Deci nu este bine să luăm după bunul nostru plac una sau alta. Trebuie să le luăm. Pentru că ați amintit de aspirina naturală, până ajungem la medic, în cazul în care avem acele simptome specifice de răceală, putem să o folosim? Da, aspirina naturală este extraordinară. Acum, oamenii care au anumite probleme de aciditate exagerată la nivelul stomacului, să ia aspirina după. Pentru că niciodată, după mâncare, pentru că niciodată aspirina nu va produce hemoragii, nici probleme de inflamație la nivelul stomacului, dar noi ne protejăm. Iar pentru persoanele care chiar nu au nicio problemă, pot să ia aspirina chiar și înainte de mâncare. Bine. Mulțumesc! Vă aștept și data viitoare! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți! La revedere!